Este momentul în care mă apuc de gătit, alături de Roxana Iliescu, care sunt sigură că abia așteaptă să afle rețeta, dar și eu vreau să vă spun că e simplu să afli o rețetă, scanez un QR code. Roxana, nu știu dacă ai mai făcut asta, dar uite, am sincer, și video. Sincer, nu, dar mi se pare senzațional, simplu. Pentru că altfel mă pierd, nu știu. Și eu recunosc că am tentația să pun mult mai multe ingrediente. Așa decât... Așa că eu o să fiu foarte atentă la ingrediente și o să vă spun că rețeta se numește Green Thai și trebuie să pun acum un pic de ulei de măsline. Am văzut că ingredientele sunt puține. Văd dovlecel, da. Tofu, un pic de porumbel de la, cum zice Fimea. Da. Cum adică, mamă, porumbel? Porumbelul zboară. Bine, porumb baby. Porumb mic. Așa, după care o să pun pasta aceasta de curry, care este iute. Un pic iute. Da. Să pun jumătate din acest plic. Ceea ce mi se pare fabulos este că dacă aveți copii mici prin jur, dacă puneți laptele de cocos peste pasta de curry, atunci așa nu e, mai ia din mințeală. Așa e, o să pun o lingură de lapte de cocos. Și acum o să pun niște tofu. Tofu este o variantă vegetariană a brânzei și are un gust foarte bun. Cred că și copiii o să-l agreeze și în acest ales preparat. Trebuie să-ți mărturisesc că de curând ne-am făcut toate analizele înainte de post. Eu țineam post, copiii nu neapărat, dar acum cumva forțat, pentru că am descoperit că au o alergie, o intoleranță de fapt, la lactoză. Și atunci mâncăm cu toții. Tofu. Exact. Să știi că are un gust foarte bun, iar în preparatul ăsta cred că o să fie foarte special. Și acum se transmite pun, și mirosul? O să pun, da, se transmite. O să pun jumătate din cantitatea de lapte de cocos. Și o să las un pic. Mamă, și devine cremos. Da. Yummy! Abia aștept să gust ce iese aici. Și voi, dacă nu aveați o idee de prânz sau de cină, acum aveți rețeta. Imediat vă spun că o să pun și niște... dovlecel pe care îl tai cu bulețe. Laptele de cocos exact așa din conservă. Mie îmi place să-l pun și în cafea. Bine, am un ia fel de... Ia uite, un truc, da? Cafea de-a mea, specială. Mă rog, ori de cicoare, ori... Și se freacă așa ca o cremă. Acum nu știu dacă pe vremurile noastre, când se învăța pentru bac, pentru... Îți frecai un nes. Să știi că mai trebuie să pun aici un pic de apă. Uite ce bine e să am rețeta... În fața ochilor, ta, foarte da. Bun. Deci ce am reținut până acum? Ulei de măsline, pasta curry, tofu, se pune cu un pic de lapte de cocos și se lasă așa să se îngroașe, să se îmbine toate aromele. Exact, e yummy. Cred că v-am făcut deja poftă. Stai să vezi când o să gustăm. Super. Las un pic, mai... Așa. Un dovlecel. Dovlecelul este un aliment, mai ales în această perioadă a anului, se găsește peste tot, care ar trebui să-l introduceți în alimentație pentru că are puține calorii și se digeră foarte ușor. Așa că o să pun și dovlecelul. Așa, cât eu vă traduc din ce văd secretele, da? Că secrete. Florentina spune, dar eu vă spun ce e dedesubt. Adică am... O mână, înțeleg că ce e aici e cam, nu, o porție, o porție jumate sau cam două așa, porții. Două porții, cam două porții. O să pun și, cum ai spus, baby... Baby corn. Corn. Așa. Da, eu îi spun porumbel, dar Surya vine, porumbel. Mama, nu mai spune porumbel. Porumbelul zboară. Eu nu mănânc porumbei. Nu, uite, o să... deja mă și gândesc la copiii care vor sta lângă părinți să vadă ce iese aici. Da. Eu vă îndemn să gătiți împreună cu copiii. În felul acesta le veți dezvolta apetitul de a mânca și mâncăruri sănătoase, pentru că ei acum o să vadă cum se pun legumele, cum se călesc, cum se prepară mâncarea și o să fie mai tentat să guste din ce fac. Corect, și cu legume, asta am început primul pas, să decorăm pizza, știi? Da? Și da, uite, asta e o idee, uite, foarte bună. Uite, știi ce pun? Niște... Sos de pește. Sos de pește. Asta ca să-i dea... Acum, deja, eu v-am spus că eu nu pot să țin o rețetă. Mie deja aici îmi arată, îmi cere rețeta, niște creveți, frate. Păi da,
creveți, fără creveți, Roxana. Ne gândim că acum mâncăm, creveți sunt de post. Da, știu că mai mănâncă o lumea și de post, dar nu, acum mâncăm o rețetă fără specială fără creveți. Ce mai trebuie să pun? O să pun un pic de semințe de susan. Aha. Da, la final să le pregătesc acum. Partea crocantă. Ca să-i da. Super interesant. Să înțeleg că tu gătești, Roxana. Da, am învățat în Italia și m-am dus la cursul, deci nu știam nimic. M-am dus acolo în Italia și mă așteptau trei bărbați din trei generații, adică tatăl, fiul, la care de altfel mă dusesem, și copilul lui, crezând că a venit o româncă care știa să gătească. Eu la 25 de ani nu știam să gătesc nimic, nada, zero. Și m-am pus să fac sarmale. Știți, bancul cu ăla, cu orezul care nu e fiert, înainte să-l pui și să faci la sarmale, nu e banc. Așa ai făcut-o. O, da. Și ce-a ieșit nimic. O varză într-un fel, că nici nu puteam să o muresc, că ei nu aveau borcan. Nu vreau să-mi amintesc. Dar cert e că așa au respirat adânc și au zis, ok, ce ți-ar trebui? Păi nu, dar ei habar n-aveau, nici ei nu, că abia murise mama, mă rog, iubitului meu, lăcotnicul meu de atunci. Și mi-a zis, ce ți-ar trebui? Și am zis, mie îmi place să mă duc la școală. Și m-au înscris la o școală, 6 luni de n-am făcut la cursuri de bucătărie italianească, de știu tot, românească încă n-am învățat. Nu-i nimic, mai vii odată și ne gătești ceva italianesc. Iar acum înveți o rețetă tailandeză. Apropo de țările, uite, de Thailanda, de Canada, ai fost plecată în Canada și ai venit de acolo cu sfaturi pentru mintea noastră, pentru sufletul nostru, și spuneam eu la început de ideea asta de fiecare primim mesaje, știi? Mm-hmm. Eu cred, și poate îmi dați dreptate și voi, Dumnezeu vorbește prin diverse mesaje. Uite, eu am obișnuiesc ca dimineața să iau de pe noptieră o carte sau din bibliotecă și să o deschid undeva. Și atunci eu cred că ce citesc prima dată este mesajul pe care eu ar trebui în ziua respectivă cumva să-l am în minte, să mă ghidez cumva după acel mesaj. Exact, înțeleg că tu ai altă metodă. Celălaltă. Am nenumărate de 10 ani de zile, am virat așa din... am rămas ziaristă, dar am virat-o către terapie personală și mai ales evoluție spirituală. Și am descoperit foarte, foarte multe lucruri și pentru că îmi place la școală, da, am ajuns prezentator de călătoria, e o metodă de eliberare emoțională, și acum în Canada mi-am luat și diploma nu doar de vindecător cu tot felul de terapii energetice, ci și de ghid, adică eu pot preda acele cursuri. Dar dacă acum vorbeam despre asta acum 10 ani, lumea s-a uitat ciudat la noi, acum în schimb slavă deja cerului, lumea nu... este mai exact. Cumva mai familiară cu aceste terapii și noi nu suntem doar trup, așa cum vorbește domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Noi suntem și spirit, și suflet, și energie care o avem în jurul nostru, așa că trebuie să ținem seamă și de aceste aspecte. Și materia este o energie concentrată. Am adus astăzi din categoria de magie a lunii, pentru că nu suntem femei și suntem așa în acord cu luna. Uite, ți-aș da să tragi tu mesajul pentru mesajul astăzi. Mesajul pentru astăzi? Ia să văd ce mesaj. Exact, ia să vedem. Aha, ok. Se potrivește? Clar da. Este în engleză, o să-l citesc și în engleză și imediat traduc. I flow towards my goal. I'm strongly protected as I go. Adică mă duc, dar curg înspre țelul meu. Să știi că simt asta. Și sunt protejată pe măsură ce fac asta. Să știi că eu cred că fiecare dintre noi avem o misiune. Spuneți-mi dacă și voi credeți asta. Și atunci când ești în misiunea ta, mi s-a întâmplat de multe ori, să fac toate lucrurile cu lejeritate, cu bucurie, parcă se leagă toate așa, știi? Cam acum un lanț, să știi zală că cu zală. Aici e o capcană, pentru că multă lume zice, dacă am o mică piedică, înseamnă că nu este drumul care trebuie. Nu, că avem nu, și piedici. Nu, că avem normal, și teste. Normal, dacă n-am dacă avea teste ca la școală. Dacă ne întoarcem la harapa alb al nostru, pentru că înțelepciunea noastră de Școala Misterilor Românească stă în poveștile și legendele noastre. Și dacă ne ducem la harapa, clar, la noi așa a fost transmisă. Da. Deci eu m-am întrebat, dar de ce indienii au totul scris, chinezii au totul scris acolo și noi nu? Mi s-a spus pentru că la noi s-a dus pe vorbit. De ce? Pentru că veneau turcii, veneau toți și așa. Ardeau totul în jurul, în calea lor, așa că nu se putea scrie ca să și rămână.
Și s-a venit dus legendele. Mai departe cu legendele. Să știi că una dintre povești care mi-a plăcut mie foarte mult încă de copil a fost un ochi plânge și unul și unul râde. Și mi se părea foarte interesant și o întrebam pe mama, oare cum e să plângă un ochi și celălalt să râdă? Ulterior am înțeles cum e, când sufletul tău îți vine să râzi, dar sufletul tău este praf, cam asta înseamnă un ochi plânge, unul râde. Și când n-ai ce face, când, nu, dacă tocmai ți s-a petrecut ceva dramatic în viața trebuie ta și tu trebuie să înregistrezi aici o emisiune, ce faci? Începi exact. Și plângi, nu, că cei de acasă n-au nicio vină. Și nici nu și nici nu înțeleg. Și treaba lor. Așa e. Da, o parte din tine se ocupă de doliu și de tot ce are de făcut și o parte din tine își face treaba în continuare, își face misiunea. Cum facem cumva ca familia noastră, copiii noștri, noi, să stăm în armonie? Tocmai pentru că cumva în timpul anului suntem prea preocupați de multe alte lucruri. Să știi că am să spun, din păcate, o veste tristă. Aoleu. În această perioadă, mai ales în perioada care va urma, de obicei se înregistrează cele mai multe sinucideri. Așa. Și cele mai multe divorțuri. Tocmai pentru că, nu, oamenii nu își pun problema de armonie în familie, își pun problema să aibă masa plină. Și când se găsesc împreună și mai vine și soacra și mai vine și mătușa și mai vine și verișorul, încep acele certuri, pentru că abia atunci stai cu adevărat cu partenerul de viață, stai cu copiii, te calcă pe nervi, bineînțeles, pentru că membrii familiei sunt acolo să-ți apese pe butoane, astfel încât tu să vezi ce ai de lucru în viitor, dar tu în loc să lucrezi cu tine, proiectezi pe ei. Și gata, se termină sărbătorile și zici, nu, eu așa nu mai suport, eu așa plec de acasă, mă duc oriunde, dar numai acasă nu stau. Ceea ce evident este o greșeală, pentru că membrii familiei tale... Pentru că nu trebuie să fugi. Nu, exact. Și membrii familiei tale și cei mai buni prieteni ai tăi sunt cei mai buni profesori, de fapt, ai tăi. Ai spus un lucru accepti. Foarte bun. Foarte bun. Și vreau să marjăm pe lucrul ăsta. Cei din jurul nostru vin ca niște învățători, ca niște profesori. Noi suntem clar, la rândul nostru profesori pentru ceilalți, așa că nu trebuie să ne supărăm niciodată. Și mai trebuie să înțelegem ceva, să înțelegem. Iar aici o să-mi citez cartea profesorului meu din Școala Miserilor. Tu nu ești perfect așa cum ești. Minut de minut ești în drumul spre perfecțiune. Și atunci și celălalt din fața ta nu e perfect. Și n-are rost să-i tot reproșezi, dar nu ești perfect. Ok, asta e dat de la Dumnezeu, nu sunt perfect. Am venit aici să mă școlesc, să mă perfecționez. Hai să vedem cum ne ajutăm împreună. În niciun caz să-mi reproșesc că nu sunt perfect. Da. Mesajul emisiunii de astăzi aș vrea să fie acesta. Încercați să vă împăcați cu tot ceea ce vine înspre voi și să nu mai reproșați nici vouă, nici celorlalți. Pentru că ceea ce vine este spre binele nostru. Rețeta, uite cum arată. Deci, arată spuneți senzațional. Că nu e tentant să ai așa ceva pe masă. Dacă mai și gustați, o să-mi dați dreptate că este rețeta. Wow! Roxana, îți mulțumesc tare mult. Am un cadou pentru tine. Wow! Pentru că e perioada cadourilor. Pot să mă uit? O cremă de îngrijire a pielii, da. Foarte bună pentru perioada aceasta. Așa este. Trebuie să avem grijă de noi, de trupul nostru, de sufletul nostru, de tot ceea ce este în jurul nostru. Și să știți că eu am un lucru în minte și vreau să vi-l spun. Să ai grijă de tine este un respect pentru tine, pentru creator, dar și pentru cei de lângă tine. Pentru că atunci când tu ești bine, radiezi în jurul tău bucurie, așa cum tu astăzi ai radiat în emisiunea noastră, Roxana. Eu îți mulțumesc și să știi că îți arunc așa o mănușă să ne revedem și peste 6 luni, doamnelor, să vorbim despre această perioadă, în special doamnelor, pentru că de noi depinde armonia în familie. Acum, hai să o recunoaștem. Dacă femeia casei este bine, atunci totul se aranjează. Deci, hai să uităm în această perioadă de reproșuri și să vedem ce am putea să găsim în noi mai bun. Am tot respectul pentru tot ceea ce faci tu, Roxana. Cu bucurie în suflet vă spun să aveți grijă de voi, doamnelor, pentru că de voi depinde starea de bine și armonia din casă. Îți mulțumesc, Roxana, și vouă că ne-ați urmărit. Cu mult drag. M-am bucurat mult să mă întâlnesc cu Florentina și să testez această rețetă de taicuri genială, genială. Mai ales că da, m-a obligat un pic să văd că o rețetă poate să fie și exact așa cum scrie la rețetă, nu cum obișnuiam eu să o îmbogățesc. Însă mesajul pe care l-am adus pentru această rețetă e că da, ne îngrijim de corp în această perioadă, dar și de suflet.